Săptămâna trecută, zeci de angajați ai Companiei Naționale Poșta Română din Iași au refuzat să își mai desfășoare activitatea. Aceștia au protestat împotriva conducerii, fiind nemulțumiți de negocierile pe care le-au avut în ultima vreme. Cele mai mari nemulțumiri ale poștașilor au rămas în continuare salariile mici și condițiile de muncă dificile. Totodată, aceștia mai cer și soluții tehnice pe care angajații din alte țări le primesc, de faptul că sortarea corespondenței se realizează manual, ceea ce provoacă boli profesionale. Acestea sunt numai o parte din nemulțumirile pe care le -a au angajații poștei române. Reprezentanții Sindicatului Lucrătorilor poștal din România, filiala Iași, vor continua protestele dacă în urma acestor ieșiri în stradă nu vor avea un impact asupra finalizărilor noilor negocieri.